Bună ziua, mă numesc Pellegrini Lila și vă prezint o resursă la disciplina matematică, clasa 5-a, axa de simetrie. Vă invit la o călătorie virtuală, unde alături de Paul vom avea elemente de teorie, vom avea multe exemple, vom răspunde la câteva întrebări, vom efectua câteva activități și vom vedea cum se construiesc imagini simetrice. Să înceapă călătoria. Pentru a zbura, însă, și avionul și pasărea au nevoie de două aripi identice, ca și cum ar fi în oglindă. Spunem că aripile sunt simetrice. Despre simetrie învățăm azi, și anume un tip de simetrie, simetria axială. Originea cuvântului simetrie este din limba greacă. Simetria înseamnă cu măsură. Nu putem să dăm o definiție exactă, dar cu cuvintele lui Hermann Weyl am putea să spunem că simetria este o idee prin care omul a încercat să înțeleagă și să creeze ordine, frumusețe și perfecție. Frumusețea se poate observa și la această imagine, unde, datorită reflexiei în apă, am obținut o imagine superbă. Simetria apare peste tot în jurul nostru. Savurați-o! În fiecare din aceste imagini puteți observați simetria axială. Să vedem niște elemente de teorie. Simetria față de o dreaptă înseamnă că partea stângă și partea dreaptă a acestui omuleț se suprapun perfect. Dacă am îndoi imaginea pe linia punctată roșie, partea dreaptă și partea stângă se suprapun perfect. La orice imagine simetrică, de fapt, observăm această dreaptă imaginare în mijloc, care este denumită axă de simetrie. Apare simetria în aceste imagini. La primul fluture, da, se vede și din mișcarea aripilor că cele două aripi se suprapun, dar la al doilea fluture nu, pentru că aripile sunt de dimensiuni diferite. Dar în aceste imagini apare simetria axială. La trei dintre aceste imagini apare. La imaginea cu cățelușii nu, pentru că cei doi cățeluși se uită în direcții diferite. Dar în arhitectură este prezentă simetria axială. La clădirea Taj Mahalului observați simetria axială. Da, într-adevăr, partea stângă și partea dreaptă a imaginii se suprapun perfect, dar în această fotografie mai descoperim o altă simetrie, o a doua axă, asta albă, pentru că apare reflexia în apă. Dar corpul uman este simetric. Sunt fețele acestor fetițe simetrice. Da, putem să zicem că fața umană prezintă simetria axială, poate nu 100%, dar este prezentă simetria axială, ca și în fața acestor fetițe, deși au fost pictori care au accentuat tocmai asimetria feței, așa cum a făcut și Modigliani. În această pictură a lui, fata cu părul roșu. Dar în figurile geometrice apare simetria axială. Încercați să desenați axele de simetrie și să răspundeți la întrebarea câte axe ați descoperit. La primele două figuri avem o singură axă de simetrie la cele două triunghiuri.
La pătrat deja apar patru axe de simetrie, dar la cerc avem o infinitate de axe de simetrie. Semnul acesta este infinit, pentru că oricum am îndoit cercul, cele două jumătăți se suprapun perfect. La dreptunghi avem doar două axe de simetrie. Dar în pentonime apare simetria axială. Pentonimele sunt niște figuri geometrice formate din 5 pătrățele. În total avem 12 pentonime. Întrebarea e dacă există sau nu axe de simetrie și să le grupăm în funcție de numărul axelor de simetrie. După cum observăm, avem un număr diferit de axe de simetrie, avem pentonime cu o singură axă, avem pentonime cu două axe și avem și pentonime cu patru axe de simetrie. Dar totodată avem șase pentonime care n-au nicio axă de simetrie. Cum putem construi imagini simetrice? Avem mai multe variante, de la îndoirea hârtiei, prin completarea desenului, o construcție geometrică despre care vom învăța în clasa 6-a sau cu o simplă oglindă putem obține imagini simetrice. Câteva întrebări. Care este numărul imaginilor care au o singură axă de simetrie? Dacă ați răspuns 7, este incorrect. Răspunsul corect este 5. Aceste 5 figuri au o singură axă de simetrie. Este prezentă simetria axială în litera Z? Răspunsul corect este nu. Apare un tip de simetrie pe care o veți învăța în clasa 6-a, dar simetria față de o dreaptă, simetria axială, nu apare în litera Z. Care dintre cele patru imagini este simetric cu literei F față de dreapta roșie? Răspunsul corect este A. Ca și temă pentru acasă, aș vrea să răspundeți la întrebarea câte axe de simetrie au figurile de mai sus. Călătoria noastră s-a terminat, am aterizat cu bine, vă mulțumim că ați fost alături de noi. La revedere!